cu familia în 1993, când aveam doar 8 ani. Am locuit în Italia, Germania, Spania și Statele Unite. Deși am locuit și am fost educată în străinătate, aș vrea să mă întorc acasă, să depun un efort să-mi ajut țara în acest moment crucial. Lupta împotriva corupției și reforma justiției este acum o prioritate pentru Moldova. Eu cred că pașii pe care îi facem în acest efort vor avea un impact imens asupra viitorul țării. Eu niciodată nu m-am simțit atât de optimistă pentru viitorul Moldovei și sunt extrem de mândră că sunt din Moldova și aș fi onorată să am ocazia să mă întorc pentru a contribui personal la efortul de a schimba soarta țării noastre. Eu cred că Procuratura Anticorupției are nevoie de o schimbare radicală. Procurorii au obligația și mandatul de a acționa în interesul cetățenilor și al țării, dar, din păcate, eu cred că cetățenii și țara au pierdut încrederea că procurorii au respectat acest mandat. Procuratura Anticorupție trebuie să câștige încrederea societății, să devină o instituție bine respectată, care funcționează la cel mai înalt potențial. Din punctul meu de vedere, liderul Procuraturii Anticorupție trebuie să fie o persoană care are două calități importante, integritate și experiență profesională. Și eu cred că am ambele. În ceea ce privește integritatea, am o carieră de 11 ani ca jurist în Statele Unite și nu am nicio pată pe dosarul meu. În 2011 am trecut printr-un proces intens de pre-vetting pentru a deveni avocat licențiat în statul California. În 2016 am trecut printr-un alt proces de pre-vetting mai riguros pentru a deveni procuror federal. Nu există nimic în viața mea care să-mi pună în îndoială integritatea și deciziile profesionale. În plus, eu vin din afara țării, nu am relații cu oameni din sistemul de Moldova, inclusiv cu procurori, judecători sau politicieni, deci nu am aliați și nu am dușmani. Voi aplica legea în mod echitabil și corect, în fiecare caz și nu voi fi influențată sau controlată de forțe externe, cum ar fi politice, criminale sau corupte. Nu toată lumea își dorește ca cineva din afară să vină în această poziție. Cei care au beneficiat și au profitat de la status quo, de fapt nu vor să se schimbe nimic, iar ceea ce ofer eu este o schimbare. În ceea ce privește experiența profesională, eu am petrecut peste 10 ani lucrând la cazuri complexe de corupție. Multe dintre ele au avut aspecte internaționale, inclusiv nevoia de a obține documente de la guverne străine și nevoia de a urmări fugari peste hotare. Am lucrat la cazuri de rezonanță în Los Angeles, unde oficiul meu reprezintă 19 milioane de cetățeni. Ca procuror, am adus în judecată politicieni corupți din ambele partide care se află la guvernare în Statele Unite. Am condus procesele în mod eficient și până la finalitate, cu infractorii trimiși în închisoare pentru crimele comise. În experiența mea de procuror federal, toate cazurile mele care au ajuns în judecate au rezultat în condamnare. Eu înțeleg că sunt prima și unica persoană cu studii și experiență din străinătate care a aplicat la acest post și înțeleg că alegerea mea în această funcție ar fi o schimbare radicală. În calitate de membri ai acestei consiliu, dumneavoastră dețineți puterea de a face o schimbare fundamentală și eu sper să-mi oferiți șansa să lucrez împreună cu bărbații și femeile care și-au dedicat cariera sistemului de justiție din Moldova pentru a face schimbările de care Moldova are
nevoie și pe care le merită în acest moment important din istoria sa. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna. Prin după câte am înțeles, deja v-ați expus și obiectivele, o parte de obiective. Dacă doriți ceva să mai adăugați sau treceți deja la întrebări? Eu cred că putem trece la întrebări. Da, vă rog. Da, domnule. Bună ziua, doamnă Dragălin. Eu am o întrebare cu privire la credibilitate. Se aude? Mă auziți? Da, vă aud. Întrebarea mea ține de credibilitatea sau lipsa credibilității a instituției procuratură în fața societății. Lucrul ăsta se cunoaște. Cauzele în principiu la fel se cunosc. Procuratura de-a lungul timpului a fost o instituție netransparentă, a fost o instituție care pe alocuri contrar cu instituții a contribuit la formarea majorităților parlamentare, chiar dacă pentru acea majoritate și pentru acel personaj nu a votat nimeni. Tot procuratura a fost instituția care a bătut din palme la regimul capturat atunci când în 2019, în luna iunie, s-a încercat debarsarea oligarhului Plahotniuc. 600 de procurori din 660 au sărit în apărarea fostului procuror general pus de Plahotniuc. Exemple pot fi aduse și mai recente, când procuratura a lăsat ca unele personaje în raport cu care există bănuieli rezonabile că au comis fără de lege în Republica Moldova, au fost pur și simplu lăsați fum. Și întrebarea de bază este ce faceți dumneavoastră pentru a crește această credibilitate a instituției procuraturii? Pentru că, din punctul meu de vedere, dincolo sau indiferent de ce ați face cu privire la dosare, condamnări, politicieni, recuperarea fondurilor furate, fără încrederea societății, lucrurile nu au cum să se îmbunătățească. Vă mulțumesc mult! Da, mulțumesc pentru întrebare. În ceea ce privește corupția, eu cred că procurorii au o responsabilitate deosebită. Dacă procurorii anticorupție nu aplică legile penale pentru a-i trage la răspundere pe hoți și escroci în cazurile de corupție, nimeni altcineva nu poate face acest lucru. Deci, cum am scris în planul de management al meu, eu cred că sunt trei elemente care pot ajuta în creșterea de încredere în această instituție atât de importantă. În primul rând, Procuratura Anticorupție are mandatul și obligația de a acționa și a trage la răspundere infractorii, de a returna proporului banii și bunurile furate și de a genera respect pentru lege, ceea ce ar descuraja viitoarele crime. În al doilea rând, procurorii au de asemenea responsabilitatea de a aplica legea în mod egal, indiferent de apartenență politică, avere, statut sau relații suspuse. Dacă legea nu e aplicată în mod echitabil și egal, se creează o percepție de justiție care nu e aplicată cum ar trebui, nu e aplicată corect. Și asta face ca poporul și cetățenii și societatea să-și piardă încrederea în Procuratura Anticorupție. Deci, în sfârșit, eu cred că al treilea element, e că procurorii trebuie să funcționeze în mod transparent și asta e unul din cele mai importante. Pentru că trebuie să asigurăm publicul că procuratura activează în limitele legii, respectând în același timp principiile fundamentale ale justiției egale. Și eu cred că dacă procurorii respectă aceste principii, noi împreună putem construi o instituție care poate câștiga încrederea societății. Eu recunosc că asta nu va fi un drum ușor, dar eu am încredere că e posibil. Bună ziua, doamnă Dragălin. Eu vreau să vă întreb despre o problemă majoră care există la moment în cadrul sistemului de justiție. Multe persoane despre care se știe bine reieșind din informații oferite de ESU și procuratură sunt păciți din țară. Procedurile de extradare merg greu. De asemenea, mulți bani frazi în Moldova se află sau se află încă
pe teritoriul altor jurisdicții. Situația nu este bună nici chiar acum, când în față de Republica Moldova există deschidere din partea actorilor externi. Întrebarea este următoare. Ce o să faceți și cum o să faceți ca, pe de o parte, să duceți ungarii înapoi pentru a fi diferiți justiții, iar pe de altă parte, în măsura în care asta este posibil, să duceți înapoi banii furați de la cetățeni? Vă mulțumesc! Da, mulțumesc pentru întrebare. Deci, fiind din afara sistemului, eu nu am vizibilitate și nu cunosc eforturile care au fost depuse până acum în colaborarea cu partenerii externi să aducem criminalii la răspundere înapoi în țară și să recuperăm banii furați. Dar sunt sigură că experiența mea profesională, statutul meu ca fost procuror federal din Statele Unite și cunoașterea mea limbii engleze va ajuta eforturile procuraturii cu respect la interacțiunile cu partenerii noștri externi din alte țări. Și nu numai asta, deci eu am relații cu colegi din sistemul american care au lucrat în Europa. De exemplu, am avut ocazia să discut cu un agent de la FBI care a lucrat în Ucraina la biroul de corupție acolo în țară și care mi-a explicat resursele care sunt disponibile pentru a ajuta la așa efort de colaborare cu parteneri externi din alte țări. Și eu sper să am ocazia să lucrez împreună cu experții din țară și cu experți din străinătate, să facem tot ce e posibil să tragem infractorii la răspundere și să recuperăm bani furați de la stat, care de fapt sunt bani care au fost furați din buzunarele cetățenilor. Mulțumesc pentru întrebare. Da. Просто доамна Драгалин, спер ка се ауде. Да. Voi spune fratele un pic mai rar pentru ca să fie posibil dată fiind de distanță aceasta și comunicarea, interacțiunea noastră online. În Republica Moldova, în mediul de specialitate, există o dezbatere relevantă referitoare la necesitatea concentrării eforturilor Procuraturii Anticorupție pe investigarea cazurilor de corupție mare. Vreau să știu viziunea dumneavoastră despre ce competențe ale Procuraturii Anticorupție prevăzute de codul de procedură penală ar trebui revizuite pentru ca aceste eforturi să fie foarte bune, pe de o parte aspectul legislativ, pentru că nu am văzut acest aspect dezvoltat în conceptul dumneavoastră de management, de ce vreau să văd care este viziunea dumneavoastră asupra acestui aspect. Și tot ținând cont de acest subiect, cum vedeți dumneavoastră organizarea procuraturii? Este suficient numărul de procurori care activează acum în Procuratura Anticorupție sau sunt necesare modificări și sub acest aspect? Da, mulțumesc pentru întrebare și voi începe răspunsul cu la a doua întrebare întâi. Deci, înțeleg că în Moldova, ca și în alte țări, problema de resurse e una mare și care există. Sunt multe cazuri, sunt puțini procurori. Asta e ceva care și noi în sistemul nostru întotdeauna trebuie să adresăm. Din experiența mea, un grup mic de procurori onești și dedicați pot crea rezultate palpabile. Deci, ca exemplu, în districtul nostru în California, noi avem 200 de procurori. Dar în secția de corupție suntem doar 10 procurori. Și împreună cu colegii mei, noi am adus în judecată multe cazuri de rezonanță aici în Los Angeles și eu cred că am avut un impact semnificativ în orașul nostru, care e un oraș cu o populație mai mare decât Republica Moldova.
Deci așa că eu cred că și procurorii din Procuratura Anticorupție pot avea un impact palpabil în Republica Moldova. La prima întrebare, deci cu respect, deci cum să concentrăm resursele, da, eu sunt de acord că Procuratura Anticorupție ar trebui să concentreze la cazurile mai complexe și mai mari, mai cazuri de rezonanță. După cum înțeleg, în moment, legea nu permite să dea vreo câteva cazuri la o parte, să concentreze numai la altele. Deci, din acest respect, ar trebui posibil să schimbăm sau să Parlamentul să se considere dacă ar trebui să schimbe legea. Dar chiar dacă nu se schimbă, eu cred că un grup de procurori cu bune intenții, care sunt harnici și onești, pot să aibă rezultate semnificative în efortul la lupta cu corupția. Pentru concretizare, vă rog, noastră ieșim din discursul dumneavoastră, doamnă Dărgălin, dumneavoastră ați adus numeric niște aspecte, că 10 procurori au adus multe cazuri. Multe, numeric, asta aproximativ cât ar fi? Ca să putem să ne imaginăm multe, câte multe. Deci eu vă pot... Multe în care răstim, într-un an, așa ca să putem undeva să ne înțelegem și noi, pentru că e diferită competența, înțeleg eu, a procurorilor în Republica Moldova și acolo unde activează dumneavoastră, de asta pentru mine, ca să înțeleg exact multe ce ar însemna. Da, eu vă pot spune că într-un an la noi, în districtul nostru în California, oficiul nostru aduce cam vreo 600-700 de cazuri în judecată și nu vă pot spune un număr exact, deci ce procent din aceste 600 plus de cazuri care ajung în judecată sunt pe domeniul corupției, dar vă pot spune despre experiența mea personală că în ultimii 4 ani, deci care am funcționat ca procuror federal în secțiunea de corupție, am avut, cred că vreo minimum 35 de infractori care au ajuns să aibă sentință și să ajungă sau la închisoare, sau să aibă pedepse, amenzi penale. 600-700, asta are întreg districtul sau secție corupție? Sau secție anticorupție? Nu, asta districtul are 600 de cazuri care ajung în instanță de judecată pe an. Din ce am reușit eu să mă documentez, districtul are mai multe secții, vreo 10, dacă pot să greșesc. Da, corect. 10 diferite secții. Vis-a-vis de secția, să spunem, anticorupție, nu puteți să ne dați un număr. Nu vă pot da un număr exact. Nu, n-am așa cifre pregătite. Mulțumesc mult pentru concretizare. Domnule, bună ziua! Având în vedere că dumneavoastră aspirați la o funcție managerială, pe mine mă interesa succint să expuneți viziunea dumneavoastră asupra integrării abordării bazate pe drepturile omului în activitatea managerială, cât ce ține de procurorul anticorupție, cât și în cadrul nemijlocit în activitatea procurorilor care vor fi în această secție, direcție și diferite direcții. Cum ați integra, sau cum viziunea dreaptă, integrarea abordării bazate pe drepturile omului, nediscriminare, egalitate de gen, prevenirea hărțuirii și tot așa. Vă rog, mulțumesc. Da, mulțumesc pentru întrebare. Eu cred că, deci am adresat un pic acest subiect în planul meu de management. Când am scris că clar că e foarte important ca Procuratura Anticorupție să aibă rezultate
dar asta nu înseamnă rezultate la orice cost. Deci e foarte important ca într-o țară care are respect pentru legi și pentru drept, să fie respectate toate drepturile oamenilor, inclusiv în procesul penal, la arest, la fiecare pas. Și eu am experiența de a activa într-un sistem unde noi avem procese și proceduri interne pe care le aplicăm ca să fim ca procurori, ca să fim siguri că ofițerii, polițiștii, agenții care operează în public întotdeauna respectă drepturile. Și am văzut cum funcționează asta în sistemul în care lucrez eu. Eu știu că nu toate procedurile din sistemul american pot sau ar trebui să fie replicate în Moldova, dar eu am o perspectivă din afară și sper să aduc idei noi să adaug la procesele care deja există în Moldova, în acest domeniu, și sper ca lider la această instituție să dau exemplu și să fie clar că toți procurorii din Procuratura Anticorupție o să aibă asta ca o prioritate în cazurile care instituția la care lucrăm împreună. Doamna Dăbelin, bună ziua! Vreau să vă felicit cu realizările în calitate de plan național și teritoriul Statelor Unite, în plan profesional, și curajul pentru care ați dat dovadă aplicând la acest concurs și aportul care vreți să vă aduceți pentru sistemul național. Și dacă să revenim la întrebări, care este autoaprecierea dumneavoastră referitor la întrunirea de către persoana dumneavoastră a criteriilor și condițiilor de accedere în funcția pentru care candidați, care sunt avantajele și dezavantajele dumneavoastră în raport cu contracandidații din acest concurs și în special experiența dumneavoastră în calitate de manager a unei autorități, a unei subdiviziuni cu competență în combaterea corupției. Da, mulțumesc pentru întrebare. Eu cred că eu, fiindcă sunt unica din afara sistemului, asta prezintă, eu cred, niște lucruri pozitive, dar clar că din altă perspectivă pot fi și minus. De exemplu, eu, cum am spus înainte, deci eu vin fără relații de persoane din sistem, care eu cred că îmi dă mie oportunitatea sau șansa să fiu mai obiectivă, pentru că nu am alte motive de a, când evaluez un caz sau probe. Dar, în același timp, clar că fiind din afara sistemului și cu o experiență din Statele Unite și nu din Moldova, eu în acest moment nu sunt, nu am experiența de a conduce cazuri în sistemul din Moldova. Dar în același timp, eu clar că nu voi lucra singură în acest efort. Voi avea o echipă de persoane care sunt din sistem și voi baza pe experiența și expertiza lor, inclusiv sper și candidații care au aplicat la acest post. Eu am văzut sesiunile la interviu, la comisia trecută cu toți trei și am fost impresionată de răspunsurile lor la une întrebări
și dacă sunt eu selectată în această poziție, sper să lucrez, să am oportunitatea să lucrez împreună cu ei. Deci asta, cred că am adresat vreo câteva bucăți a întrebării. Mă scuzează, nu știu dacă mai țin minte care au mai fost și alte, dacă n-am răspuns până la capăt la alte întrebări a dumneavoastră. În principiu, dacă aveți o experiență de manager, prin ce se realizează, prin ce se explic sau ce a constat? Da, mulțumesc. Deci, ca experiență ca manager, deci eu în funcția mea în prezent sunt coordinator în oficiul meu pentru un fel de crime, deci crime de ură, hate crimes, le zicem în engleză, nu știu dacă se traduce corect în română. Și asta înseamnă că fiecare caz care ajunge la oficiul nostru în acea categorie trebuie să meargă prin mine. Deci eu coordonez toate cazurile care vin în acest domeniu. Și asta înseamnă că eu lucrez cu agenți de la mai multe instituții și din instituții federale, cum ar fi FBI sau altele. Și totodată trebuie să coordonez nu numai cu agenții federale, dar și cu cele locale și de stat care se află în California și în Los Angeles. Și lucrez împreună, deci, cu FBI ca lider la un task force, un fel de grup de lucru pentru astfel de cazuri. Și asta include 46 de departamente în regiunea noastră. Deci, cum am spus, districtul nostru are mai mult de 19 milioane de cetățeni. Deci e un teritoriu foarte mare și cu o populație foarte mare. Și în rolul meu ca coordinator districtul meu, am experiența de a fi manager la mai multe persoane din mai multe domenii, să lucrăm împreună, să ajungem la cele mai bune rezultate. Și sper să pot aplica această experiență și în rolul ca șef al Procuraturii Anticorupție. Mulțumesc! Doamna Dragălin, Constantin Șușu, sunt membru procuror. Un aspect care foarte mult mă interesează, cunoașteți funcția la care dumneavoastră aspirați, se asimilează cu funcția de adjunct a procurorului general. Totodată, potrivit legii naționale, procurorul anticorupție este subordonat ierarhic procurorului general. Vreau să-mi explicați cum dumneavoastră veți construi comunicarea cu procurorul general al Republicii Moldova, astfel ca să asigurați autonomia funcțională a procuraturii anticorupție și să apărați independența în mijlocit procesual a fiecărui procuror în parte care activează în cadrul acestei procuraturi specializate. Mulțumesc! Da, mulțumesc pentru întrebare. Eu înțeleg că rolul al procurorului general e unul care se aplică în toată țara, în fiecare fel de caz, nu numai cele specializate, și clar lucru că procurorul general stabilește mai multe proceduri care trebuie să fie aplicate la toți procurorii din țară. Și eu cred că e foarte important ca șeful Procuraturii Anticorupție să aibă o relație bună și să aibă canale de comunicare bune cu procurorul general, ca să creăm obiective complementare pentru corupție și pentru alte feluri de crime. Dar, totodată,
Procuratura Anticorupție e specializată și rolul de șef a acestei instituție are responsabilitate să conducă acest grup de procurori. Și cu respect de procurori, procurorii care lucrează în Procuratura Anticorupție, cum am scris în planul de management, eu recunosc și sunt de acord că fiecare procuror are o responsabilitate și o obligație individuală să facă ce e corect în fiecare caz. Dar asta nu înseamnă că fiecare procuror trebuie să lucreze singur, într-un vid, cu putere totală în decizii. Eu cred că e important să fie un sistem un sistem de a obține, deci, opinia și aprobarea altor procurori din secție, ca să asigurăm că toate cazurile sunt investigate și urmărite în mod egal. Pentru că dacă nu asigurăm acest lucru, eu cred că e posibil să ridice percepția de justiție selectivă, care până la urmă reduce încrederea în procuratură. Și asta e o problemă în care fiecare procuratură din lume o are și trebuie să o adreseze. Nu e ceva unic în Moldova. E ceva care ca procuror în sistemul unde funcționează acum, noi avem procese și proceduri de a adresa aceste lucruri și eu am idei, deci cum să implementăm sau să replicăm aceste proceduri ca să ajungem la rezultate corecte și egale și în Procuratura Anticorupție în Moldova. Vă mulțumesc, vă apărut pe la întrebări. Deci, pe ele trebuie să dați ca și ce vor prezenta. Doamna Dăzăzit, vă mulțumim. Posibil rămâne deliberare pentru a decide, respectiv, dumneavoastră veți fi informată după ce va fi inițiat ca interviu. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Vă mulțumesc, vă.